Eu nu astfel exclud de... că de la 1 ianuarie Gazprom o să sisteze livrarea de gaz către Republica Moldova, definitiv. Și în acest caz, când este sistată energie gaz natural către Republica Moldova, energie electrică nu va mai fi produsă de centrala de la Ciurgan. Da. Ce facem noi? Vom achiziționa din nou de pe piața Angro, din Europa, da. Iarăși din România? Da. Putem să riscăm la cei 400 de... Euro pentru un megawatt oră, așa cum menționa azi domnul Spână? Putem să rămânem fără energie electrică. Deci, oricum, energie electrică va veni după legile fizice. Întrebarea va fi cui și la ce preț va fi achitat. Și dacă nu va fi generare pe malul stâng, energie electrică va fi achitată către cei de unde să vină energie electrică. Într-un final, asta va fi furnizorii din România și în regim de avarii, Enzo eu.